Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un videoclip în care vom vorbi despre cum anume puteți să vă realizați propria țintă, o țintă personalizată în jocul Counter-Strike Global Offensive. De foarte multe ori pe canalul secundar ale Play am fost întrebat despre ținta pe care o folosesc. Astăzi vă voi prezenta o metodă foarte simplă de a vă crea propria țintă și nu este vorba despre harta pe care o puteți descărca de pe Steam, este vorba despre acest site pe care îl vedeți acum pe ecran. Aici puteți modifica cam tot ceea ce ține de ținta dumneavoastră, de la culoare, la dimensiune și la formă. După ce ați realizat toate setările pe care vi le doriți, veți putea să luați aceste setări pe care să le introduceți în config, în cazul în care aveți un config. Haideți să vedem cum se face acest lucru. Deschideți Steam-ul, mergeți la proprietăți, după aceea mergeți la local file și aici mergeți la browse local file, mergeți în folderul CSGO, după care mergeți în CFG. Și aici trebuie să știți dacă aveți un config, mergeți cu click dreapta, edit și introduceți aceste comenzi în configul pe care dumneavoastră îl aveți. Asta bineînțeles dacă aveți un config. Dacă nu aveți un config creat, puteți să-l creați, dar dacă vreți să salvați această țintă, o puteți face și prin introducerea acestor valori în consola jocului. Dați copy, deschideți consola jocului și puneți aceste valori în consolă. În felul acesta veți avea ținta pe care dumneavoastră v-ați creat-o, spre deosebire de harta pe care o descărcați de pe Steam. Aici aveți posibilitatea de a personaliza foarte mult această țintă, de la culoare, la dimensiune, la formă și așa mai departe. Nu trebuie să alegeți valori prestabilite de pe acele panouri. Spuneți-mi în rubrica de comentarii dacă știați despre acest site și despre această posibilitate de a vă crea propria dumneavoastră țintă în CS. De asemenea, spuneți-mi dacă preferați acest site în defavoarea hărții descărcate de pe Steam. Sper că acest videoclip să vi se pară interesant. Dacă este așa, apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și odată cu abonarea nu uitați să apăsați și clopoțelul de notificări, doar în felul acesta vei ști când încarc un clip nou pe acest canal.